There was a man, and this man is a young boy. A fost odată un om, iar omul acesta, pe când era tânăr, a fost dat de la tatăl lui ca să se ducă să locuiască la casa unui maestru învățător. Era un copil. S-a dus la maestrul învățător pentru că toți tinerii trebuie să învețe de vreme, înainte ca hormonii să înceapă să le curgă prin corp. Așa că s-a dus de vreme și a fost trimis de tatăl lui la un maestru învățător. Iar maestrul învățător îl învăța istoria lumii, matematică, astronomie, biologie, zonele geografice, politică, toate științele, chiar și chimie. Tânărul era așa de disciplinat încât a devenit perspicace la toate aceste cunoștințe. Acum, diferența dintre acest tânăr și voi este că el a învățat să fie prezent în mod absolut cu mintea lui. Așadar, când citea un manuscris și scria, el nu rătăcea încoace sau încolo. Era chiar aici și când citea, lăsa toate cuvintele să formeze imagini în creierul lui. Așa că își amintea textul în termen de pictorial, căci creierul nu vorbește în cuvinte. Cuvintele sunt sunete de energie, care atunci când le puneți la oaltă matematic, reprezintă holograma în creier. Așadar, tânărul a fost învățat de maestrul lui învățător să fie prezent. Dacă la început, când a învățat asta, îi lua o zi întreagă ca să citească o pagină, iar citind acea pagină să fie prezent, atunci nu citea decât o pagină, un singur manuscris. Iar dacă trebuia să facă disciplina până ce ăla era singurul lucru cu care putea să fie prezent, el știa cunoașterea din acel manuscris în imagini, pentru că fusese prezent. Și apoi îi mai trebuia încă o zi ca să-l citească pe următorul. Curând, ideea că prezența lui era așa de dorită, ca să rămână prezent cu învățătorul lui și să nu se uite pe fereastră, să nu asculte la fântâna șopotitoare din curte sau să respire adierile dulci ale lămâiului din fața ferestrei învățătorului său, le-a abandonat pe toate și a rămas prezent. Și apoi, încetul cu încetul, putea să citească un manuscris, să fie prezent, și să-i surprindă toate imaginile foarte rapid. Așa că a devenit un student îndemânatic, nu pentru că era genial, ci pentru că fusese învățat să fie prezent și fusese învățat că era foarte important că, pentru ca imaginile să se formeze entitate, el trebuia să fie prezent. Atât era el de important, a fost învățat asta de un învățător genial. A depășit cunoașterea învățătorului și a început să pună întrebări în așa fel încât bătrânul lui învățător nu avea informații ca să-i răspundă. Așa că l-a chemat pe tatăl tânărului, iar tânărul a fost trimis într-o călătorie periculoasă, să-l găsească pe învățătorul chintesențial, iar condiția pentru ca acest învățător să-l bage în seamă măcar era ca el, deși abia era adolescent, să reușească să parcurgă aproape o jumătate de continent. Trebuia să treacă peste dealuri și vâlcele, peste munți și râuri, prin jungle și deșerturi și să scape de pericolele fiarelor și ale hoților și jefuitorilor la drumul mare. Pentru că, dacă putea să fie atât de prezent, știa ce este înaintea lui. Dacă putea să fie prezent în momentul prezent. Așa că, dacă fusese pregătit bine, îndemânarea lui avea să-l ducă la casa învățătorului său de departe. Și tânărul acesta părăsi casa tatălui său și de îndată ce ieși pe ușă, el aparținea viitorului și n-avea să mai revină în casa tatălui său ca băiețel. Și rămase prezent cu călătoria lui
și îi știu pe hoți și știu fiarele și știu prin ce parte a râului să treacă și pe ce cărare să traverseze jungla. A reușit să trăiască din ce-i dădea pământul, a ajuns undeva sus, pe un munte, la ușa învățătorului lui care îl aștepta, căci și el știa că el urma să vină. Și apoi trecu la următorul mare nivel de învățătură. Și următorul mare nivel de învățătură însemna să fie prezent, pentru că cel mai mare compliment al nostru vine atunci când suntem prezenți și absorbim totul în momentul prezent. Când lăsăm deoparte acest moment și mergem înapoi, atunci aparținem trecutului. Nu putem niciodată să aparținem viitorului. Niciodată nu mergem într-acolo și învățăm această artă. Această artă. Iar el, îndemânatic în arta momentului prezent, a învățat foarte repede secretele ascunse ale marii lucrări. Și din aceste secrete a aflat că este un Dumnezeu, în sensul cel mai clasic al cuvântului și în sensul cel mai ieșit din comun. Și în casa lui, singur și-a schimbat patul luxos cu o rogojină pe care a țesut-o singur, ca să doarmă pe pământ, pentru că vrea să fie prezent cu pământul și să nu fie distras de confort. Și apoi a scăpat de robele lui fine de pânză și de blana pe care o purta ca pelerină, prinsă la umăr cu un mare rubin, le-a dat deoparte și și-a țesut propriul veșmânt ca să nu fie distras de ideea de modă. Și și-a aruncat pantofii și și-a făcut singur pantofi de mărăcini pe care i-a împletit și i-a purtat cu picioarele sângerându-i, pentru că ideea de a ucide un animal și de a-i scoate pielea îl repugna și n-a putut să facă asta. Așa că și-a făcut propriului pantofi. Fiecare din studenții acestui mare învățător erau fii și fiice de nobili, regi, șahi, șeici și tot ceea ce ați putea numi oameni importanți. Și câțiva erau din oameni umili care economisiseră ca să ofere copiilor lor cea mai măriață pornire în viață. Făcuseră totul. Așa că, în acest adăpost al maestrului, locuiau copii bine îmbrăcați, bine hrăniți, pentru că, dacă erau obișnuiți să aibă o bucată de carne la masă și vin, asta li se dădea. Dacă erau obișnuiți doar cu un simplu bol de carne, cu lapte și miere, asta li se dădea. Dacă erau obișnuiți să mănânce ierburi amare și să bea băutura amară, care odinioară se numea ceai, atunci asta li se dădea. Deci, ceea ce te făcea mare nu era ceea ce purtai, pe ce anume pășeai, nu ceea ce mâncai te făcea sănătos și nici locul de unde veniai nu te făcea important. Tu erai important. Și maestrul învățător era prezent cu toți studenții lui, iar acest student anume a înfruntat singur frigul cel mai amar. Și învățătorul lui i-a spus că e pregătit să meargă și l-a dus la o prăpastie, pe un vârf înalt care atinge bolta cerului. Și a trebuit să vină cu hainele lui sărăcăcioase și abia putea să meargă. Așa era de frig și așa era de învinețit. Îi înghețase sângele în obraji și în picioare, iar apa din ochi, lacrimile de durere și suferință îi înghețau pe gene, aproape închizându-i ochii, dacă n-ar fi fost saliva învățătorului său. Învățătorul a lăsat să-i se întâmple toate acestea.
Și în cele din urmă, când i-a spus, Maestre, ce fac eu? Sufăr insuportabil. Iar acesta îi spunea, Așează-te și fii în pace și fii acest moment și visează visul acestui moment în locul unde ai vrea să fii. Și așa va fi. Și el a fost disciplinat și s-a așezat, abia fiind în stare să-și mențină concentrarea. Și învățătorul lui l-a încurajat. Și el s-a dus în interiorul lui și s-a dus în grădina tatălui lui. Brize ușoare, apă șopotitoare, mirosul fructelor și al brânzeturilor minunate și al pâinii. Și a fost încântat de confortul blând al hainelor largi și potrivite pe el. Și curând, totul s-a topit, iar pe față i-a apărut un zâmbet. Și învățătorul lui a privit cum în mijlocul acestui furtuni a apărut lumina. Și a cerut să deschidă ochii și i-a deschis. S-a temut că o să vadă zăpada și a văzut-o. Și învățătorul i-a spus să închidă și să-și amintească, apoi visul reveni și să fie în momentul visului. Și așa a fost. Și iar a văzut grădina minunată de la casa tatălui său. Frumos! Apoi a spus, vino înapoi, deschide ochii. Și când i-a deschis, stătea într-o bulă de căldură confortabilă. Și învățătorul i-a spus, stai aici și bucură-te de ea. Iar el a stat și s-a bucurat. Învățătorul lui a coborât cu el de pe munte. Depășise și trecuse dincolo de frica omenească. Ieșise din corpul lui. Dumnezeu ieșise la suprafață din el și salvase carnea. Și învățătorul îl ducea acolo periodic. L-a pus într-un labirint, întunecat, l-a legat la ochi și a spus, în două zile, dacă supraviețuiești, o să ieși pe un râu. Și păși într-o peșteră întunecată, căzu de pe o stâncă într-un curent de apă și aproape se înnecă. Dar continuă să recreeze mereu momentul și să devină mai măreț decât el. Și după două zile, învățătorul îl aștepta afară din peșteră. Iar acolo, el a fost aruncat pe o plajă albă, minunată. Acela a fost momentul când băiețelul a fost purtat la cea mai măreață cunoaștere dintre toate. Și veți spune că învățătorul a fost rău cu el, că învățătorul l-a doborât. Da, dar cu suficientă încredere că Dumnezeu avea să iasă la lumină din omul rănit. Și așa a fost. Tânărul acesta a rămas cu învățătorul său până la vârsta de 26 de ani și l-a părăsit pe prea iubitului învățător și a pornit să rătăcească prin țară și oamenii au început să vină după el pentru că el schimba câmpul în care mergea, iar ei îl urmau. Și în prezența lui spuneau, Maestre, dă-mi asta, dă-mi aia. Iar el spunea, arăt eu ca și cum aș avea ceva de dat. Iată-mă, port o robă de pânză. Iată-mă, am picioare de sculțe. Iată-mă, mi-am strâns cureaua și mănânc fructe și miere. Ce pot eu să vă dau? Seninătate, ceea ce știi. Și el i-a învățat și a trimis la casa primului său învățător, pentru că numai acel învățător putea să-i învețe prezența. Ei bine, povestea asta e o poveste adevărată. Așa de faimos a devenit acest fabulos tânăr și a lăsat părul lung pentru că nu vroia să se gândească la părul lui. Nu își spăla veșmintele, nu voia să-i stea mintea la a fi curat. Nu voia să fie distras, voia să învețe arta minții sale dincolo de distrageri.
și a făcut-o. Acum, unii aveau să spună, din cei care l-au urmat, aveau să spună mai târziu și să găsească firul acesta într-o țesătură a unui sistem de credințe care era despre lipsă, că, pentru a fi frumos și a avea mintea chintesențială a unui maestru, trebuie să fii vegetarian, să nu porți lucruri strălucitoare și lucioase, să trăiești simplu, căci să faci parte din lumea materială e rău și diabolic și te distrage, iar asta nu poate să fie mai departe de adevăr. Nu poate niciodată să fie mai departe de adevăr. Ci tot ce era, era faptul că el rămânea în acum, fără să dea atenția lucrurilor simple și dând voie minții lui să crească. Și asta i-a fost învățătura interioară. Asta a făcut, astfel că nimic nu era mai important, să zicem, decât să topească zăpada și să-și vindece picioarele. Niciodată nu se gândea să nu meargă acolo pentru că asta i-ar strica hainele nou-nouțe sau i-ar distruge pantofii. Nu se gândea pentru că a făcut să fie așa. Așadar, studiul lui a fost o ostracizare autoimpusă față de lumea materială, de dragul lumii materiale, dar nu pentru a crea o religie sau o școală de gândire care să se transforme esențialmente într-o filozofie. Omul acesta a devenit faimos pentru că era văzut cum dispare dintr-un loc și apare în alte locuri. Rare ori se întâlnea cineva cu el pe cale, pentru că el apărea și dispărea. Iar mulțimea care îl urma și faima lui au devenit fabuloase. De fapt, Yeshua ben Joseph a fost întrebat de unul dintre cei care îl urmau: Maestre, mai e un învățător care face aceste lucruri minunate. Iar maestrul i-a spus: Cristul din el face astea. Iar el a recunoscut un alt Crist. Dar nu vă spune nimeni povestea asta, însă e adevărată. E în cartea voastră sfântă, pe care rari ori o citiți. Și nu vă învinuiesc pentru asta. Ei bine, el a fost arestat la Roma și judecat de niște acuzații inventate de răzvrătire. A fost minunat. A fost ieșit din comun. A fost extraordinar. El s-a dus la o piață, iar rănile oamenilor se vindecau. Pur și simplu, prin virtute. Virtutea lui era câmpul pe care îl schimbase, pentru că mintea lui era masivă. Și ei s-au gândit că el devine mai popular decât tiranul. Acum, unii ar spune: ei bine, asta sună ca săracul de mine. Nu chiar. Așa că a fost aruncat în închisoare, iar unul dintre cei care îl urmau a venit să-l vadă și să-l scoată din închisoare. Așa că i-au strecurat un cuțit și niște lucruri și i-au spus: Maestre, uite, fă asta, căci o să te spânzure. Știți voi, proverbia la pilă ascunsă în franzela de pâine. Iar el a spus: nu face asta, uită-te. Și și-a ridicat lanțurile, era încătușat. Iar acestea au căzut la pământ spre uimirea celui care îl urmase. Și de ce ești aici? Pentru cel mai mare din testele mele. Și se aplecă și le pusese la loc. Și a fost dus în fața Senatului Romei. Și știți voi, ei țineau evidențe foarte judicioase. Și există o înregistrare despre judecata lui. Și totul e o poveste adevărată. L-au judecat și l-au acuzat de tot felul de lucruri și știți cât sunt de slabi oamenii. Știți voi, o să iei pe calea lucrului de care ți-e frică și nu vrei să vorbești deschis despre ceva ce e nepopular. Vrei să-ți aduni propriul tău grup pentru că te simți mai bine când sunt mai mulți, ca într-o haită de lupi. Iar el era singurel și se uita la nebunia asta a oamenilor ăstora hrăniți prea bine.
Iar când l-au osândit la moarte, într-o clipă, în fața senatului, l-au dezbrăcat ca să-l umilească și să se asigure în același timp că nu ascunde nimic. El și-a lepădat lanțurile în fața lor și în ochi îi străluci o lumină sălbatică, iar el deveni din ce în ce mai strălucitor și nimeni nu putea să se miște. Toți erau uluiți, din ce în ce mai strălucitor și dintr-o dată plutea în aer și într-o clipă fulgerătoare, lumina a devenit foarte strălucitoare, la fel ca steaua pe care ați văzut-o și care e în voi. Și-a amintit, a devenit din nou acea stea, căci se întorsese la ceea ce fusese înainte, în conștiință și energie, și a plutit în văzul lor strălucitor și apoi dintr-o dată totul a dispărut. Toată minunăția, toată frumusețea, toată eleganța, toată noblețea. Și într-o clipă, el a apărut la 4.000 de mile depărtare, căci trimisese vorbă că avea să vină în ziua aceea. Și și-a ținut cuvântul și instantaneu a apărut într-un veșmânt strălucitor, luminos, spre bucuria tuturor celor care îl iubeau. Și unde s-a dus după aceea? Într-un loc cinstit, într-adevăr, în munții Turciei, într-un castel măreț în care și-a trăit zilele minunate și mai trăiește și azi. Acum, numele lui este Apoloniu din Tiana. Și vă spun povestea asta pentru că cei care vreau să fie ca el au dormit și dorm pe saltele de spini, fac zen nimicul din colibele lor și pretinzând în colibele lor că nimicul înseamnă simplicitatea minții, când nimic nu poate să fie mai departe de adevăr și că vegetarianismul și ismele împotriva lumii materiale sunt calea lui Hristos. Nu este așa. Stăpânirea emoțiilor, asta e calea. Iar pentru el, acestea erau lucrurile care îl distrăgeau pe el. Iar el le-a stăpânit și a mâncat tot ce a dorit, pentru că a revenit la gloria ceea ce este și a ceea ce încă mai este și astăzi.